Considerat drept un demn urmaș al lui Miodrag Belodedici, fundașul central Alexandru Iacob, născut la Hunedoara pe 14 aprilie 1989, era văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc. După Lobonț, Iacob era primul hunedorean jet-be-jet care pleca de la Corvinul la o echipă mare din capitală, ajungând la Steaua în 2007. Din păcate, nu a reușit să se impună la echipa bucureșteană din diferite motive, fiind împrumutat la Gloria Buzău, Victoria Brănești și echipa secundă a Stelei până în 2011. Au apărut, din păcate, și accidentările, iar talentatul apărător a trecut printr-o perioadă mai puțin fastă, evoluând sporadic la Oțelul Galați, Viitorul Constanța și Delta Tulcea, ultimele din divizia secundă până în 2013. A urmat apoi un transfer la Rapid, iar hunedoreanul a revenit în circuit. După problemele financiare de la Rapid, jucătorul s-a transferat în Cipru, o echipă de mijlocul clasamentului primei ligi din insula Afroditei, unde joacă regulat. La 26 de ani, timpul nu este încă pierdut și poate îl vom revedea pe Alexandru Iacob, capitan al selecționatelor de juniori ale României și la echipe mai mari. Fostul internațional Mircea Rednic, cu 83 de prezențe în echipa națională a României, cu care a participat la campionatul european din 1984 și la cel mondial din 1990, a refuzat să preia conducerea tehnică a echipei Mouscron, penultima clasată în campionatul Belgiei. Rednic, născut la Hunedoara pe 9 aprilie 1962 și crescut la Corvinul, este în prezent antrenorul celor de la Dinamo București. Ca jucător, Mircea Rednic a evoluat timp de 6 ani în Belgia, la Standard Liege și la Saint-Tron. De asemenea, hunedoreanul a și antrenat clubul din Liege în sezonul 2012-2013, iar în campionatul următor a fost pe banca celor de la Gent, altă echipă din Belgia. Mircea Rednic a făcut parte din marea echipă a Corvinului, construită de Mircea Lucescu în urmă cu peste 30 de ani, avându-i ca și coechipier printre alții pe Klein, Andone, Gabor, Petcu, Mateuț, Bogdan, Văietuș, Dumitrache sau Nunweiler 6, toți jucători de echipă națională. Generalul Anghel Iordănescu, antrenorul echipei naționale de fotbal a României, a nominalizat 25 de jucători în vederea participării selecționatei divizionare formată din fotbaliști din campionatul intern în vederea participării la un stagiu centralizat de pregătire în Antalya. Printre cei convocați se numără și fostul capitan al Jiului Petroșani, Mihai Pintili, recent revenit în competiția internă la Steaua, după ce anterior evoluase în Israel. Pintili, venit la Petroșani de la Lugoj, a debutat în Liga în cu Jiul, club la care a evoluat între 2006 și 2009, mijlocașul la închidere, mai jucând apoi la Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu în două rânduri, Steaua și Al-Hilal în Arabia Saudită. În vârsta de 31 de ani, pe care i-a împlinit pe 9 noiembrie, Pintili a evoluat de 27 de ori în echipa națională, pentru care a înscris și un gol și a fost unul dintre componenții de bază a selecționatrei tricolore în preliminariile campionatului european din această vară, România obținând calificarea la acest turneu final după o pauză de 8 ani.